Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată că ne revedem la o nouă emisiune, Cronica Giurgiuvean. Înainte de a vi-l prezenta pe invitatul meu, doresc să vă fac o recomandare. Luați-vă, vă rog, un pix și o hârtie. Dacă nu aveți la îndemână, vă rog să rețineți. Vă rog să citiți Confesiunile unui asasin economic, scrisă de John Perkins. Dacă veți citi această carte, nu veți deveni cu siguranță deținătorii adevărului absolut, dar veți înțelege ce a determinat starea de bine prin care trece România, cu ghilimele de rigoare, starea de bine din 1989 și până acum. Nu intenționați să fac publicitate vreunei edituri. Această carte o puteți găsi pe internet, intrând doar în Google și scriind Confesiunile unui asasin economic. Citiți-o și veți avea foarte, foarte multe lucruri de aflat despre ce s-a întâmplat cu România și ce se întâmplă și ce viitor ne așteaptă. Invitatul meu din această seară este domnul deputat Ioan Viorel Teodorescu, președinte sau copreședinte al UNPR, acum prin alianța cu PPD, de domnul deputat. Bună seara, mulțumesc de invitație. Mă bucur că mă aflu astă seară aici, împreună cu dumneavoastră și cu telespectatorii dumneavoastră. Într-adevăr, președintele interimar al UNPR Giurgiu, copreședinte al UNPR-ului de la fuziunea prin absorție cu PPD-DO. Da. Domnule președinte, a citit cu siguranță cartea. Cum comentați dumneavoastră cartea din perspectiva omului politic? Este foarte, foarte greu de răspuns. Știți că am citit această carte și am citit-o mai de mult. Este exact așa cum a spus dumneavoastră. E o carte care merită a fi citită pentru a înțelege ce se întâmplă în ziua de astăzi și nu numai în ziua de astăzi, fiindcă cartea a fost scrisă cu mult timp în urmă sau cu mai mult timp în urmă, dar este de actualitate. Ce să vă spun? Trebuie să ne străduim ca ce scrie în carte să nu se întâmple și României și românilor. Vă mulțumesc pentru răspuns. Și acum să revenim la problemele noastre, problemele, hai să le spunem, cotidiene. În ultima perioadă, lideri importanți din PSD au adus domnului general Oprea, președintele UNPR, o serie de acuze pline de invective. Considerați că în aceste condiții coaliția mai poate rezista? Deci eu cred că da, fiindcă domnul general Oprea, președintele UNPR-ului, are suficientă maturitate politică ca să nu țină cont de aceste afirmații făcute de unii oameni. Știți că în politică nu există dragoste, în politică există decât înțelegere, există interes național, progresul României, iar o să mi se spună că fac mult tantam de ele, dar domnul general Oprea, știți foarte bine că este adeptul acestor două lucruri, care de fapt și de drept ar trebui să facă ca România să nu pățească ce spuneați mai devreme în acea carte, în Confesiunile unui asasin economic. Și este și părerea mea că, într-adevăr, acel care ține la interesul național și la progresul României trebuie să treacă și peste orgolii și peste interesele mărunte sau de grup, astfel încât România să devină o țară dezvoltată, o țară care este membra Uniunii Europene, este membra NATO, dar mai avem multe de făcut până a ajunge la nivelul celorlalte țări care de asemenea sunt membre NATO. Și am să vă pun o întrebare, domnule deputat, care vi se va părea cel puțin bizar. Și am să o continui după ce vă voi pune întrebare. Considerați că domnul general Oprea poate fi șantajat politic? Până să-mi răspundeți, haideți să vă spun continuare ca să realizați despre ce este vorba. Se vorbește despre dosarul 293 per 2014,
pe care din DNA-ul i l-a întocmit domnului Oprea pentru fapte comise în perioada 2010-2012 în mandatul de ministru de interne în timpul guvernelor Boc. Sunt voci politice, bineînțeles, care susțin că acesta ar fi fost motivul pentru care domnul general Oprea a fost de acord împotriva deciziei PSD de a susține și vota pe domnul Mihai Răzvan Ungureanu ca director al SIE. Deci, haideți să răspundem punctual. Deci, nu cred că domnul general Oprea poate fi șantajat. Și cred că pe oricine ați întreba dintre cei care suntem în UNPR și hai să spunem mai aproape de vârf, astfel încât să-l fi cunoscut sau să-l cunoaștem, și zic eu că nu puțin, ci destul de bine, spun că nu este șantajat și nu este șantajabil. Deci asta este părerea mea și bănuiesc ca tuturor colegilor mei. Nu numai a dumneavoastră, să știți că am auzit oameni și din afara PUNR-ului care susțin același lucru ca dumneavoastră. Mă bucur atunci că încrederea în domnul general ca și în UNPR este general valabilă, sau să-i spunem unanimă, e prea mult deja, dar este general valabilă. Are o foarte mult adevăr în ea. Acum să trecem la SRI ca și la SIE. Știți foarte bine că domnul general Oprea a afirmat de fiecare dată că pentru interesul național, pentru siguranța României, va conlucra și nu numai va conlucra, își va aduce un aport, zic eu, esențial și neprecupețit la acest interes național și va fi întotdeauna alături de președintele României, cel care de altfel are în atribuții aceste probleme, adică Serviciul Român de Informații, Serviciul Extern de Informații și celelalte atribuțiuni. Deci întotdeauna a fost alături de președinte. Pe partea guvernării, ca să o iau un pic înaintea următoarei întrebări, pe partea guvernării întotdeauna ne-am afirmat și dumnealui și-a afirmat opțiunea de a fi la guvernare, de a guverna împreună cu PSD-ul, și zic eu că n-am guvernat rău și chiar am guvernat bine. Și de multe ori măsurile pe care le-am adoptat în guvern și în coaliția de guvernare au fost chiar mai liberale decât ale liberalilor, și asta nu vă spune unul care nu prea știe ce înseamnă liberalism. Da. Domnul deputat, dumneavoastră înainte de a fi deputat, sunteți giurgiuvean. Giurgiuvean fiind, vă întâlniți cu oamenii de foarte multe ori, eu știu oameni care vin și vă cer părerea și sprijinul, și nu odată, de foarte multe ori. Credeți că economia României, care funcționează la cotă de avarie acum, și trebuie să nu ne ascundem după dege și să recunoaștem lucrul acesta, poate susține ani buni de acum înainte măsurile sociale pe care le-a promovat, și aici mă refer la revenirea pensiilor la valoarea lor inițială după ce le-a tăiat guvernul Boc, mărirea salariului minim pe economie, reducerea TVA și noile măsuri de lejeritate fiscală prevăzute în noul cod fiscal, pe care am înțeles că președintele Iohannis l-a dat înapoi în Parlament. După ce l-a votat în unanimitate. Sunt opozanții noastre care spun că aceste măsuri nu pot rezista în timp datorită faptului că nu funcționează economia. Noastră, ce credeți despre lucrul ăsta? Credeți că poate să existe în timp? Deci așa? Să răspundem întâi politic și pot să vă spun politic, că până la urmă toți membrii Parlamentului, Camerei Deputaților la momentul respectiv și ai Senatului au votat pentru acest cod fiscal și au votat în unanimitate. Atunci nu s-au gândit la problemele astea discutând politic. Dacă erau politicieni, trebuiau, bun, cine îl susținea, deci guvernarea trebuia să-l susțină, opoziția trebuia să-l critique, că nu e bun, că n-are, că nu poate să susțină economic atâta timp toate cele care le-a spus dumneavoastră, dar ei l-au votat, au fost de acord. Și vă spun eu că foarte multe voci, exact cum v-a spus, au spus că este mai liberal decât codul fiscal care l-au întocmit cei de la liberali.
Acum, pe partea cealaltă, eu zic că poate să-l susțină. Economia României așa cum este acum. Mai avem un singur lucru mare de făcut, după părerea mea, aceea de a atrage investitorii în România. Deci, în momentul de față, zic eu că România a început să se miște. Încă nu se simte foarte mult sau foarte, foarte bine acolo, în pătura de jos, aceea clasei muncitoare, a țăranului român. Deci încă nu se simte, încă nu este percepută, dar știți cum este, nimic nu s-a construit într-o zi, nici măcar lumea. Domnul deputat, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră că nimic nu se poate face bătând din palm. Da, au trecut un sfert de veac, 25 de ani. În ăștia 25 de ani, noi nu am făcut altceva decât să mergem în regres. Eu nu văd niciun progres. Ce să vă spun? Că învățământul în țara asta, și dacă vreți vorbim și de învățământ, dar o să vorbim puțin mai târziu, e sub orice critic. Ce facem noi acum? Deci, e vorba de viitorul apropiat, nu de mâine, domnul deputat. Că zicem de la an. Dumneavoastră n-ați văzut când vin oamenii la dumneavoastră cu ce probleme vin? N-ați văzut de ce să plâng? Credeți dumneavoastră că avem posibilitatea noi, de fapt dumneavoastră, cei care noi v-am ales și v-am propulsat în funcțiile pe care le dețineți, ca să realizați ceva, cel puțin un sfert din cât ați promis în campanie electorală? Eu nu mă refer la dumneavoastră acum, eu vorbesc în gener. Noi, ori din ceea ce noi am promis, noi politicienii au promis, nu se realizează doar nimic, ba din contră, ce vedem? Vedem politicieni care îi ia de acasă că au furat, că eu știu ce alte matrapați lucruri au făcut. Vedem oameni de afaceri care sunt luați și duși la DNA și nu se știe dacă mai ies de acolo, familiile plâng pe acasă, nu știu. Ce se întâmplă în țara asta? Eu asta vreau să vă spun ceva. Știți ce m-au certat oamenii înainte? Zice că noi ne uităm la emisiunea noastră și noastră, în loc să îi luați mai tare pe politicieni și să aflați răspunsuri pertinente de la ei, îi periați din ce, ei vă dau răspuns, dar nu mai insistați pe întrebare. E, uite că, Nata, trebuie să fac o mărturisire față de telespectatorii noștri, ne cunoaștem de prea mulți ani, ca să cred că nu vei răspunde cinstit. Și de-aia îndrăznesc să te întreb, ce se poate face, domnule deputat, ca lucrurile să se îndrepte, dar într-o perioadă mai scurtă, să nu mai așteptăm să o prindem și noi. Tocmai. Să o prindem, hai, și noi. Prindem și noi. Cum? E, acum, iar ne întoarcem la vechime, când cineva a spus că ne-ar trebui măcar 25 de ani. Problema e că nu ne trebuie doar 25, poate ne trebuie mai mulți. Pentru faptul că am intrat într-o vâltoare, am intrat într-o economie capitalistă, am intrat repede și e foarte slab pregătiți. Deci trebuie să recunoaștem, acum vorbeam despre învățământ, foarte slab pregătiți, deci am venit cu tarele vremurilor de dinainte care s-au perpetuat. Într-adevăr, hai să-i spunem că au făcut bani, s-au făcut afaceri, cei care aveau un pic de habar de afaceri, adică cei care lucrau în comerțul exterior, cei care lucrau la marile societăți de import-export. Adică vorbim de securiști? Da, și nu numai. Că acum nu putem să spunem noi, în toate întreprinderile acelea, erau numai securiști. Ai, nu, că erau informatori. Informatori, da. Nu exista pe timpul ăla, eu vă spun, eu am spus și despre fostul președinte al statului nostru, că nu exista persoană care să dețină funcție în afara granițelor țării care să nu întocmească rapoarte de activitate. Deci asta era în fișa postului. Și atunci? Deci de asta am spus, că am vorbit acum cu dumneavoastră, că securiștii sunt cei care au avut acces la informații și la educația vremurilor care au venit. Exact. Acum ce să vă spun, v-am spus mai înainte problema cu acei investitori. Zic eu că e prima dată, sau aș minți să spun că e prima dată, deci a mai fost o perioadă în acea guvernare liberală condusă de domnul Tăricianu. Președinte Tăricianu, președintele ALDE, așa, în care românii au dus-o bine. Bineînțeles cu, cum se spun, învățând și cu tarele și cu hibele
dinainte de acea guvernare și de după acea guvernare, unde a fost groaznic. Acum ce să vă spun, am promis în campania electorală, eu mai puțin, în genere sunt omul care nu prea promit, încerc să promit cât mai puțin, să fac cât mai mult. Ăsta mi-e felul. Acum nu că mă laud, dar nici de mințit nu mint, că nu mint. Deci guvernul Ponta în momentul de față a cam realizat tot ce a promis în campania electorală. Pot să mă critice, pot să mă certe unii care nu sunt de acord cu mine, nu e niciun fel de problemă, dar asta e părerea mea, că s-a ținut de cuvânt și a făcut exact ce a promis atunci. Inclusiv acest nou cod fiscal despre care aduserăm aminte, care v-am spus că este un cod fiscal bun, care are o grămadă avantaje pentru societatea românească, dar știți acum că tot întrebați și să răspund cinstit, ca să putem să ne ținem de acel cod fiscal cu relansări, cu TVA-ul mai mic, cu toate cele bune în el, așa, trebuie să muncim, trebuie să producem mai mult, trebuie să vină investitorii, să creăm locuri de muncă și așa ar trebui, să-i spunem, mai reformată clasa domnule deputat, politică și nu numai politică, nu oameni să spuneți că educație. Îmi ce scuze că vă întrerup. Nici o problemă. Îmi spuneți că domnul Ponta și-a realizat promisiunile pe care le-a făcut. Mare parte din mare ele. Parte, da. Dar tot guvernarea Ponta a crescut acciza la motorii, la benzină. Da? Sunteți de acord cu mine că scumpirea, că practic mărirea accizei duce tot la scumpirea combustibilului, da? Duce la creșterea tuturor produselor, inclusiv celor alimentare. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și atunci vă întreb, domnul deputat, în ce se reflectă scăderea TVA-ului, mărirea salariului cu 50 de lei? Că nu sunt numai astea. Deci una din măsurile din nou cod fiscal, da, este și anularea acelei accize de 0,7 eurocenți. Acum, bun, eu nu spun, nimeni nu e perfect, până la urmă nici noi, dar aici nu sunt perfecți. Dar perfect în sine nu există, e utopic. Așa, de exact. Dumnezeu e perfect. Până la urmă nici acest guvern nu putem spune că e perfect. Da, are zi, niște da, oameni pregătiți, au greșit, au introdus această taxă, au văzut că e o greșeală și acum au scos-o. Cum a fost posibil taxă să ajungă ministrul de finanțe un om care avea bani ascunși prin cimitire, Vulcov? Cum a ajuns să stă? Ce l-a recomandat pe ăsta din primar de Zlatina să ajungă ministrul de finanțe? Ce l-a recomandat pe ăsta, dacă nu tot politic? Haideți să o luăm pas cu pas, că hai nu neapărat pas din primar de Zlatina a ajuns ministru. Dar deci întâi și întâi a ajuns parlamentar. Da. Acolo în parlamentar, în comisia, deci eu vă spun care este, hai să-i spunem, nu mersul pe jos, să vă spun cum sunt pașii. Deci după ce a fost parlamentar, a fost în Comisia de Buget Finanțe, acolo și-a adus o contribuție mai mare, a făcut amendamente la legea bugetului în primul an, în al doilea an, bănuiesc recomandarea partidului și a ajuns ministrul de finanțe. Dacă ăsta a fost în stare să fure bani și să-i ascundă prin cavouri, ăsta putea să fie un ministru de finanțe care să nu fure din bugetul ăla mare, să mai bage și el pe undeva? Domnul Mandu, acum știți dumneavoastră, deci acolo la, hai să-i spunem, la nivelul comunei, la nivelul orașului, se fura mai ușor. Se poate fura. E, la nivelul ăla de ministru de finanțe, e atât de... Îmi pare rău că trebuie să vă contrazic. Nu sunteți drag, dar n-am cum să vă las așa. Și să vă spun de ce. Despre ce se întâmplă la noi în țară acum, scrie foarte clar în confesiunile unui asasin economic. Ori, dumneavoastră acum încercați să mă convingeți pe mine că de la nivel foarte înalt nu se poate fura, ba să fură mai abitir. Vorbim, acum zice, nu se mai zice trafic de influență, zice facem lobby. Nu. Stați puțin să-mi termin ideea și mă certați dumneavoastră. Zice facem lobby. Ne ducem la domnul ministru și cerem bani ca să facem niște săli de sport sub pământ.
banii ei ajung la cineva, sălile alea de sport costă 2 lei și parandărât ajunge nu știu cât. Nu știți că așa se face sau nu ați auzit? Păi n-ați auzit cum îi ia pe ăștia acum și îi leagă tocmai pentru motivul ăsta pe care vi l-am spus eu. Bine, eu nu vi l-am explicat științific și nu am interesul să mă apuc acum să vă arăt economic cum se desfășoară o astfel de activitate. Dar știm că este practică și se face în continuare și în primăriile noastre. Hai să vă spun o chestie de ultimă oră. Majoritatea primarilor din județul Giurgiu am primit o informație. Sunt chemați la DNA, li s-au luat calculatoarele, am auzit, li s-au luat toate documentele și știți de ce? Guvernul le-a promis că le plătește arieratele. Da? Ca să scape primăriile sărace să nu mai aibă obligații către ANAF. Da? Primăriile care nu au avut arierate le-au inventat. Pentru că când s-au dus și s-au pupat cu cei de la ANAF, la ANAF nu figura cu niciun arierat, ci ei au întocmit documente false ca să primească bani pentru arierat. La proiectele, când i s-a dat bani și a zis, băi, puneți mâna și faceți repede niște proiecte ca să primiți niște bani, în criză de timp băieții au scos proiectele vechi din dosar, din biblioraf, care deja erau terminate și banii luați pe ele, și le-au dat încă o dată să primească bani pentru el. Eu nu știu dacă este adevărat, este informație din asta, a venit așa. Dar, dacă e adevărat, ce ne facem? Unde am ajuns? Știți, e acum bun, mare parte din ce spuneți dumneavoastră poate să fie adevărat. Nu sunt toate adevărate, adică nu se pot face chiar așa. Dar trebuie mai multă grijă. Nu, dar chiar nu se pot face. Și cu grijă și fără grijă chiar nu se pot face unele dintre ele. Unele pot să fie adevărate. Deci principiul este, hai să-i spunem vechi, îl știe toată lumea. Acum, ce să vă spun eu, tocmai asta e discuția celor 25 de ani sau, bun, or să fie 30 sau 35. Și după această acțiune a DNA-ului din ultima perioadă, care e ultima perioadă destul de lungă sau foarte lungă, așa, s-ar putea ca lumea, românii, să devină mai atenți, să nu mai fure, să nu mai facă asemenea fapte. Și atunci, revenind la partea economică de dinainte, s-ar putea să ne fie mai bine la toți. Să ne fie mai bine, dar să nu glumiți cu mine. Nu glumesc deloc. Păi cum să ne fie mai bine? Ce să facă să ne fie mai bine? Păi dacă nu se va fura, adică banii alocați acelor comune care fac asemenea lucruri, banii aia se pot duce în salarii, se pot duce în pensii, se pot duce în medicamente, unde în sanitar, pute? În învățământ, cum că tot facă vorbesc despre el. Cum să-i facă Dumnezeu să nu mai fure? Ce să ne facă Dumnezeu? Păi, nu vedeți acum, deci le ridică calculatoarele, DNA-ul îi arestează, judecătorii condamnă. Doamne, surpriza mea e alta. Spuneți, care e surpriza dumneavoastră? Doamne, îi ia și îi bagă pe ușă, îi consultă un medic, constată medicul ăla că tușește și nu suportă detenția și dă drumul acasă. Și altul, că a furat o găină, îi dă, nu 3 ani, pentru că ăla care fură 1.000.000, 2, 3, 5, 10 de euro, uite, 2 ani, 3 ani cu suspendare, îl lasă acasă. Ăla care fură, ăla care fură de foame o pâine, îi dă 7 ani și ține acolo, nu are nicio șansă să iasă, chiar dacă moare de tuberculoză, nu că tușește. Acum, bun, știți, e un subiect pe care eu nu prea pot să-l comentez și știți bine de ce, fiindcă asta este treaba justiției și aici. Am înțeles, doamne deputat. Că nu trebuie să ne băgăm pe partea cealaltă. Da, dar dumneavoastră care sunteți acolo în Parlamentul României, trebuie să faceți ceva ca justiția asta, eu știu că e oarbă, justiția asta să facă în așa fel încât să aibă unități de măsură egale pentru toți oamenii. Deci, cum să spun, singurul lucru care se poate face în Parlament e să facem niște legi mai simple, mai clare, astfel încât să nu se poată interpreta, dar mai departe... Faceți-le. Mai departe e tot la latitudinea celor care dau cu ciocănelul în masă. Da.
Deci acolo, știți, pe lângă puterea legislativă a Parlamentului, puterea judecătorească e una din puterile scrise în Constituție, independentă și așa mai departe. Deci nu prea avem, știți, până nu bate până la urmă cu ciocănelul în masă să spună ceva, că asta spuneți, că le dă drumul pe ușă, intră pe altă ușă. Asta e, ce să face? Până la momentul ăla, nu este vinovat. Fiindcă există acea prezumție de nevinovăție. Dom'le, despre care știți foarte bine. Zbulește pielea pe mine. Prezumția de nevinovăție. Dom'le, eu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră să nu bagi un om în pușcărie până n-ai probe elocvente. Corect. Dom'le, dar în momentul în care probele sunt constituite și au o bază solidă și judecătorul, cum spuneți dumneavoastră, dă cu ciocănelul, el o să dea cu barozul cu ciocănelul. Când dă cu ciocănelul. Dom'le, când dă cu ciocănelul ăla să spună. Cât zice? 7 ani, zic și eu, că la bară mă obice. 7 ani, dar ăia 7 ani. Să stai acolo, dom'le, cot la cot cu pușcăria. Dom'le, n-ați văzut ce bătaie de joc? Eu așa am interpretat, n-am nimic cu Gigi pe care, bă, chiar mi-e simpatic. Dom'le, dar asta a făcut o pușcărie preferențială. Ăsta avea învoiri, se ducea la stadion, la Gică Hagi, să muncească în folosul comunității și mergea cu mâine la spate. Dom'le, asta e bătaie de joc, domnule. Ne subestimează inteligența, domnule. Noi când ne uitam la televizor, eu unul pe cuvânt de onoare, v-am spus, nu am nimic cu Gigi Becali. Ba din contră, ce a făcut Gigi Becali, comparativ cu oricare alții, cu banii care i-a dat, a ajutat oameni, e de respectat. Pe mine mă intrigă, dacă instanța a hotărât că este vinovat, de ce nu l-a băgat în celulă cu toți ceilalți, să-l lase acolo, la comun? De ce trebuie să îi creezi niște facilități sau... Asta nu înțeleg. Deci răspunsul vi l-am dat mai înainte și nu îl mai comentez încă o dată. Eu asta nu vreau să se mai întâmple în țara asta mea. Vreau ca toți oamenii să fie considerați egali din toate punctele de vedere. Nu suntem egali din punct de vedere financiar. Asta e altă treabă. Unuia i-a surâs, eu știu, o situație, a beneficiat de ea, a fost mai inteligent decât mine, a știut să profite și cinste lui, asta e viața. Nu putem fi toți egali din punctul ăsta de vedere. Dar în fața legii, absolut toți oamenii trebuie să fie egali, indiferent de câți bani au. Corect. Și adevărat. Da. Haideți să vorbim de învățământ. Dar înainte de a vorbi de învățământ, trebuie să luăm puțin publicitate. Florina Drăgulin, în fiecare luni, de la orele 21, întrebări și răspunsuri, în direct, la Audiența. Audiența, numai la TV Giurgiu, de încredere. Întrebări, răspunsuri, idei, comentarii. Marța de la ora 16. Sunt Camelia Sacchetti și vă invit la Panoramic. O emisiune tonică ce întoarce subiectul pe toate fețele. La TV Giurgiu. Conviețuiri. O emisiune despre romi, despre obiceiurile acestora, despre problemele cu care se confruntă această comunitate, numai la TV Giurgiu, în fiecare luni de la orele 17.
Se aud câini în Giurgiu, dar nu mai umblă cu covrigi în coadă. Suntem mândri de asta. Eu vă propun să privim Giurgiu și giurgiuvenii cu alți ochi. Giurgiu, înainte de toate. O emisiune moderată de Gelu Brebenel. În fiecare joi, de la ora 19:30. Dacă ești giurgiuvean, pune Giurgiul înainte de toate. Toată săptămâna puteți face ce doriți. Acordați-vă o jumătate de oră însă sănătății dumneavoastră. Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Medicina în direct, miercurea, începând cu ora 21:30, preț de o jumătate de oră în fiecare săptămână, în direct veți fi dumneavoastră cu noi, doctori. Am revenit în direct cu invitatul meu, cu domnul deputat Ioan Viorel Teodorescu, care este giurgiuvean jet by jet, dar între timp, de când a devenit politician, a învățat să dea răspunsuri atipice politicienilor, dar mi-a promis că acum va răspunde așa cum trebuie să le răspundă oamenilor alturi de care a crescut și a trăit. Și acum, domnul deputat, să revenim la învățământ, că noi acolo rămăsesc. Da. Ce se întâmplă cu învățământul românesc? În general, dar și mai grav, ce se întâmplă cu învățământul giurgiuvean, unde rata de promovabilitate la examenul de maturitate nu depășește pragul de 38%. Iar și mai grav, atenție, domnul deputat, profesorii înscriși pentru susținerea examenului de definitivat doar 29,23%. Ce înseamnă asta, domnul deputat? Deci, ce să vă spun eu? Vă spun în felul următor, că problema învățământului nu e problema de astăzi și știți bine că nu e o problemă de astăzi, de ieri, de anul trecut sau de acum 2 ani. Problema tot s-a perpetuat de la Revoluție în continuare și s-a perpetuat în mai multe feluri, cu vină, hai să-i spun eu, generală, și particulară, adică generală e a societății, particulară a părinților, a profesorilor și nu în ultimul rând a elevilor. Deci, să le luăm pe rând, general. Deci, anii ăștia de revoluție, de la revoluție încoace care au trecut, au structurat, să spunem, clasa socială în diverse feluri. Bun, părinții au tins ca copiilor să învețe mai mult și mai bine, nu neapărat de calitate, dar mai mult și mai bine însemnând să facă acolo studii, să ia diplome și așa mai departe. Acei copii care au luat diplomele cum le-au luat în primii ani după Revoluție au ajuns să fie profesorii de acum. Că au trecut vreo 20 de ani. Mare parte din ei sunt profesori acum. Bun, haideți să vă mai spun ceva. Știți că acei profesori, până la urmă, nu sunt cei mai buni din anul lor sau din clasa lor, că n-au cum să fie. Fiindcă ăia, exact cum spuneați dumneavoastră anterior, spuneați că sunt unii care au minte și fac afaceri, unii care au realizări, unii care au inteligență. Vă dați seama că și din rândurile lor de acolo, din învățământul acela superior, unde au făcut școala pentru a deveni profesori, cei care erau cei mai buni n-au ajuns profesori. Și știți foarte bine lucrul ăsta și uite, îl mai afirm eu o dată acum. Acum să trecem la următorul. Discutăm despre profesori și v-am dat răspunsul de ce e gradul acela de, nu de promovabilitate, ci de definitivat, da, așa îi spune, definitivat, da. Și până la urmă pentru a lua acele gradații, grade, cum sunt la învățământ. Să trecem la părinți. Eu am așa ceva, până la urmă, profesorii își aduc aportul lor. Părinții au, până la urmă, cel mai mare aport în această pregătire a elevilor, trecem la elevi. Pentru faptul că educă 7 ani, primești 7 ani de acasă.
După aceea, îi educă în continuare, în timpul școlii. Bun, după acei profesori foarte buni pe care i-am pregătit, cum v-am spus eu, și care au ajuns cum au ajuns, și care, într-adevăr, nu stau foarte bine financiar, adică n-au niște salarii extraordinare să spunem că pot să trăiesc. Până la urmă, asta este general valabil, nu la profesori, la toate clasele, în toate clasele sociale din România. Deci nu sunt salarii foarte mari, nici la profesori, nici la medici, nicăieri. Atâta se poate în momentul ăsta, asta facem. Și atunci acei profesori, știți foarte bine că trec cu simț de răspundere la acele meditații. Care acele meditații, până la urmă, nu că nu sunt bune, sunt foarte bune. Toată lumea a făcut mai mult sau mai puțin într-un anume moment al vieții, a făcut meditație, a încercat să învețe mai mult, să învețe mai bine. Decât că în momentul de față nu știu dacă se învață mai mult și mai bine. Să fac numai, hai să-i spunem, mai mult în beneficiul profesorului și mai puțin al elevului. Elevul după aceea este foarte mulțumit că ia niște note mai mari la școală. După aceea spune că toate îi se cuvin, că dacă a luat el notele alea bune, înseamnă că chiar este bun. Și deștept. Și deștept. Bun și deștept, așa. Părinții sunt mulțumiți. Și ridică în slăvie această atitudine că, băi, ești frumos, ești deștept, ai valoare. Profesorii au și ei tot interesul lor să spună același lucru, fiindcă beneficiază după acest lucru. Și atunci ne trezim cu o nouă clasă. Sau cu noi profesori peste 15-20 de ani. Un fel de împărați în împărăția proștilor, domnul deputat. De ce nu? N-am vrut să spun eu, te-am lăsat pe tine, că până la urmă emisiunea ta trebuie să mai spui și tu câte ceva. Da. Nu le spun eu pe toate. Da. Domnul deputat, eu cred că primul vinovat este sistemul. Și am să vă spun de ce. Perioada ministeriatului, în perioada când Boc era prim-ministru, era ministrul învățământului Funeriu. Da? Da. Ăsta a venit cu o lege, doamne, mai mult decât inovatoare. A revoluționat învățământul. În jos. Dacă un profesor jignea un elev, era pasibil la amendă 25 de milioane de lei vechi. Nu, deputat. Ținând cont de faptul, dom'le, că acel profesor n-avea 25 de milioane dar salariu ce înseamnă, pe luni. Ce înseamnă să jignești? Până unde merge termenul? M-am uitat și eu în dec să fac. Dom'le, când dai astfel de legi și un idiot, pentru că eu nu pot să-l consider pe ăsta, să mă dai în judecată, nu pot să cred că ăsta are ceva în minte atâta timp cât poate. Păi, dom'le, nu vă dați seama că în condițiile date pierdere sunt control o clasă? Dacă e unul din ăsta care e mai bun și trebuie să spun, sunt copii și noi am fost copii la școală și aveam colegi de ăștia mai... Cum mai controlează ăla clasa? Ce e de făcut în situația? Pe de altă parte, toți guvernanții noștri au dat o lege. Dumneata ai luat așa o palmă sănătoasă de la tata. Te întreb serios. Da. Știți că eu am luat bătaie cu un băț de floarea soarelui de... Am zis că nebunesc când era mic. Păi acum bate-l pe unul mic, nu știu ce trăznaia a făcut. Nu să-l omor, să-l corijezi. Că se duce la protecția minorului, îți face reclamație și te decade din drepturi. Corect. Atunci, nu societatea înlesnit toate nenorocirile, societatea, mă refer la cei care emit legi, ca să se ajungă unde s-a ajuns, unde copiii nu mai ascultă de părinți, unde școala nu mai are niciun cuvânt de spus în fața copilului? Eu nu spun că n-aveți dreptate, dar pot să spun că n-aveți dreptate. Deci, haideți să vă spun în felul următor. Acea palmă când eram copil, am luat-o și eu, bun, zic eu că mi-a folosit, sau bun, acele palme, că n-a fost decât una, era prea frumos să fie decât una. Așa este. Dar, bun, a trecut perioada. Știți, acum ne aliniem și noi să-i spunem la Europa... La conceptele despre învățământ de acolo. Nu face așa, te rog frumos, domnul Mandu. Problema este în felul următor. Deci noi trebuie să învățăm acum de la
tot la oameni ăștia. Eu v-am spus, eu am o abia cu învățatul. Dom'le, dacă ăia afară acolo nu mai e nevoie să bată copiii, de ce la noi ar mai trebui să-i batem? Păi dacă la ăia afară acolo sunt amendați profesorii care lovesc copiii, poate e bine, dar e bine pentru ei pentru faptul că deja nu mai lovesc copiii. Da. Și elevii au învățat, că v-am spus eu am acea problemă, deci vina elevului, vina profesorului, vina părintelui. Și v-am spus, din punctul meu de vedere, nu neapărat sistemul cel mai vinovat. E punctul dumneavoastră de vedere pe care nu mi-l însușesc sub pentru că noi... Așa. Atunci, haideți să luăm și altceva. De la olandezi, copiii de la 16 ani au voie să consume un drog, o iarbă din aia, nu mă pricep. Da, marihuana. Da, vă spun eu. Nu știu. Așa. Hai să le dăm voie și noi, nu știu. Haideți să vă mai spun ceva, ce e la 16 ani în Olanda și nu numai în Olanda, și în Danemarca. La 16 ani le pun părinții valiza cu haine și cu tot ce au la ușă și zice de acum încolo vă descurcați singuri. Păi fetele noastre cred că toate s-ar duce la turci sau eu știu cu în altă parte, băieții ce să fac? Domnul Mandu, dar de ce ai noștri s-ar duce la turci păi și nu știu ce? Ce? Și aia de acolo nu vă se duc la turci. Tot eu vă răspund un deputat, că mă fac politician până la... Făceți-vă. Da, nu, țin eu emisiunea de acum încolo vă și spun eu de ce, vă invit. Pentru că aia chiar au unde să se ducă să muncească, doamne. Spre deosebire, dar ai noștri sub cuvântul onor. Nu, eu nu am fost plimbat așa cu străinătate. Eu ce mă uit la televizor? Că n-am bani. Mă știu ce făcut, că-mi place. Dar n-am bani să mă deplasez. Dar abia mă mișc pe aici prin Giurgiu. Niciun concediu n-am mai făcut din 1987. N-am mai fost într-un concediu. Vorbesc serios. Îmi pare rău. S-a întâmplat și altora, vedeți-vă de treabă. Pe, nu mă mândresc cu asta, vă dați seama. Dar vă spun nu așa, e vorba de mândrie. Doi copii aia, așa cum spuneți dumneavoastră, la 16 ani, eu știam ceva de 18, dacă părinții, după ce i-a ținut în școală și au terminat un ciclu de învățământ, le spune, tată, ia-ți sacoșica, te duci și cauți un job și dacă vrei să-ți continui studiile, ți le continui cu surse proprii. Da, și eu aș face lucrul ăsta, și dumneavoastră, și colegul, cameraman. Dacă copilul ăla și avea garanția că în momentul în care iese pe ușă are unde să se ducă să angajeze. Deci nici nu au această garanție. Știți că l-a măturat stradal să angajează copile? Mă credeți? Vă cred. Păi eu vă spun că am lucrat acolo. Vă cred. Mare șef. Dar de ce se angajează copile la măturatul stradal? Pentru că și acolo sunt puține locuri, da. Și sunt foarte mulți oameni care n-au unde să muncească, doamna deputat. Astea sunt problemele cu care ne confruntăm noi. Astea sunt problemele de zi cu zi care ne trezim dimineața și zicem, doamne, în ce parte o luăm? Deci o să vă rog la un moment dat să mergem, hai să-i spunem, la oamenii de afaceri. Chit că e prea mult spus oamenii de afaceri. La oamenii nici oameni de afaceri nu prea mai sunt. Stați puțin, ascultați-mă și pe mine acum. Vă las. Așa. Și să vedem ce nevoie au și de câți muncitori și cum. Deci așa, încetişor pe jos, la diversi oameni de afaceri. Și o să vă confruntați cu o altă problemă, să știți. Nu neapărat că nu sunt locuri de muncă. Deci nu neapărat că nu sunt locuri de muncă. Și aici am răspuns. Să vin, da? Dați-mi. Băiatul meu are 25 de ani. Așa. Până i-am găsit un loc de muncă, vă rog să mă credeți că am bătut pe la toate ușile, inclusiv la firma noastră. Și a spus directorul noastră că în momentul în care s-a dus Alexandru nu avea locuri de muncă. Asta nu înseamnă, vorbesc serios, că nu ați vrut dumneavoastră să-l angajați. Nu ați avut posibilitatea. Directorul ăla știa ce spune acolo. Să știți că de-abia după 2 luni de zile, după ce a bătut tot orașul ăsta și și-a depus CV-uri peste tot, a găsit un loc de muncă. Deci eu nu vă spun prostii. Deci, eu trăiesc în realitate, domnul deputat. Nu... Eu nu vă contrazic. Bun, poate nu este astăzi aici, nu este mâine dincolo. Eu vorbesc de Giurgiu. Deci nu vorbesc de Giurgiu, nu vorbesc de București sau de străinătate. Nu.
Vorbesc, da, bun, poate să-ți ia o lună, poate să-ți ia două, poate să-ți ia trei până te angajezi. Dar locuri de muncă sunt. Acum problema este ce fel de locuri de muncă sunt și ce pregătire au. Și ce, cât sunt de plătit? O secundă aici, la cum sunt plătite. Deci în momentul de față știți care este salariul minim pe economie. Cât e, domnule? Deci în momentul de față e 920 de lei. În mână? Ești? Da. 920 de lei. A, cu tot respectul pe care vă dați puțin. Eu vă dau dumneavoastră 920 de lei să trăiți în ei într-o lună. Să vă luați țigări, mâncare, să plătiți energie electrică, chirie și toate celelalte. Și dacă dumneavoastră reușiți, dar la modul cinstit și fără să faceți, eu știu cine știe ce sacrifici. Eu vreau să întreb ceva. Când v-ați angajat dumneavoastră, da? Prima dată, ce salariu aveți? Cel mai mic salariu, parcă vreo 600 de lei, dar bine. Așa, așa, și vă ajungea de exact cum spuneți dumneavoastră? Nu. Deci asta a fost general valabilă și va fi întotdeauna general valabilă. Da. Un salariu de începător oriunde ar fi este. În lumea asta, nu-i ajunge celui care îl ia să poată să trăiască, hai să spunem, decent. Dar unul la 55 de ani mai începător? Ca să fie plătit cu salariu minim pe economie? Depinde ce meserie are, depinde cât de bine păi și dacă faci. Trebuie să facă reconversie profesională, spre exemplu, el săracul a lucrat la uzină la CES și a fost cazangiu. Și trebuie să facă școli din astea, care se fac acum, prin fel de fel de minuni din astea, unde și acolo sunt niște bănișoare. Da? Și să face omul făcător de ochelari. Deci problema nu e de făcător de ochelari. Problema e că dacă se face un făcător bun de ochelari, da? Este ceva. Dacă este un făcător din ăla care a trecut pe la școală, iar ajunge la școală, decât să ia niște bani fără să învețe nimic, să ne fie cu iertare. O să ia 920 de lei. Bine. 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 A spus să vorbim... Pe da. Bune și pe da dreptul. Pe bune, dar bune. Eu să știți că v-am răspuns. În proporție de 50% sunt de acord cu dumneavoastră, 50% nu, pentru că, sincer vă spun, domnul deputat, dumneavoastră nu trăiți cu banii ăștia și nici nu vă doresc să trăiți cu ei la modul cel mai cinstit, pentru că vă spun că sunt mai insuficient, nici nu încape discuție. Deci nu se ajunge de la unul în altul. Pentru o singură persoană. Da, păi de, să aibă familie, deci, să mai aibă și un copil, nici nu vreau domnul, să discute așa ceva. Domnul, de ce nu recunoaștem că trăim niște timpuri groaznice? Asta e adevărul. De ce nu mai ascundem după degele? Până la urmă, toți trebuie să fim conștienți că trăim timpuri groaznice. Păi asta dar e, sunt asta foarte puțini aia care încearcă să facă ceva din aceste timpuri să nu mai fie asta groaznice. E problema. Asta, aici vreau să ajung cu dumneavoastră acum. Aici. Am exact ajuns singur atunci. Asta. Vreau să vă întreb, domnul deputat. Dumneavoastră ați spus că trebuie să atragi investitori. Că trebuie, prin atragere de investitori, obligatoriu cresc locurile de muncă. Crescând locurile de muncă, atunci se va întâmpla următorul lucru. Nivelul de trai crește. Se va întâmpla următorul lucru. Obligatoriu vor crește și salariile, pentru că dacă e numai unul care face ochelari și angajează 10 înși, oricând poate să angajeze 10 să-i rotească pe ăștia de câte ori vrea. Dar dacă sunt 100 de fabricuțe din astea de făcut ochelari, nu mai pot să-i rotesc. Și atunci trebuie să-l plătesc pe omul ăla ca să-l țin să nu plece de la mine să ducă în altă parte. De asta spun că ar fi bine dacă s-ar reuși să aducem în țară investitori care să genereze locuri de muncă. Ce trebuie făcut pentru asta? Deci, întâi trebuie create și facilitate, hai să le spunem anumite avantaje, chit că nu e poate exprimarea cea mai corectă, dar este corectă și adevărată. Deci, trebuie să aibă condițiile să poată să-și desfășoare activitatea, trebuie să aibă condițiile de fiscalitate, de siguranță, de transport, adică de această țară ar trebui să îndeplinească, hai să spunem, niște criterii de bază pe care încă nu le îndeplinim. Ce o luăm? E infrastructura, care știți bine cum este. Facilitățile fiscale, TVA 24% și celelalte care ne străduim să le micșorăm și atunci vin investitori. Fiindcă știți, o parte din investitorii români au trecut Dunăre. Fiindcă acolo TVA-ul este 16 și impozitul pe profit 10. Deci policolorul din București, că
Știți policolorul din București că... Îl luați nemții într-un timp. Da, dar l-a mutat în Bulgaria. Deci este fabrica la Rusia. Din aceste două motive mari. Deci 10%, 16%. De ce n-am făcut lucrul ăsta până acum? Că n-am avut încă condițiile create. Adică nu, avem șosele. Nu este politic. Nu avem șosele. Păi nu avem șosele. Hai. Păi vreți să spuneți că avem? Nu, vreau să vă spun altceva. Spuneți. Vreau să vă spun că în județul Giurgiu s-au asfaltat străzi de pământ fără să, astăzi care sunteți inginer constructor, știți ce tehnologie presupune și ce trebuie aplicat înainte ca de a pune asfalt. Au venit niște bani, știți pe ce cale și cum au ajuns la UAT-uri, și s-au apucat oamenii să asfalteze. Și au asfaltat pe pământ, au făcut drumurile alea agricole ca să ducă cu vaca și cu calul așa pe câmp, au asfaltat kilometri întregi. În schimb, nu reușim să terminăm o autostradă. Facem 5 km de autostradă, ne ducem, tăiem pamplicuța. Cum să facem, dumneavoastră, când ziceți, vorbiți dumneavoastră de infrastructură, când noi aruncăm banii pe coclauri? Cum să o facem, domnul deputat? Pentru că ăsta este furt pe față. Toată lumea vede că se fură și nimeni nu face nimic. De ce eu nu pot să spun toată lumea fură? Că asta ajungem la vechea poveste. Toți românii fură. Nu e chiar așa, că nu toți românii mai fură. Mai fură și alții, mai... Dacă e să fii mult timp. Da. Adevărul e că am avut o plăcere la un anume moment dat în viață, vorbind cu un nemț, să-l întreb cum nemții fură. Și în secunda următoare, din blond cu ochii albaștri, așa alb la față, a devenit roșu la față, a început să... Bine că n-a spus că a devenit negru ca mine. Nu, 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 a devenit roșu la față, curgea transpirația și nu i-a convenit deloc. Haide să-i mai lăsăm. Deci toată lumea, mai mult sau mai puțin, fură. Dumnezeu. Deci problema este în felul următor. Și că se fură, și că nu se fură, sau se fură mult sau puțin, aceste lucruri trebuie făcute. Fiindcă altfel nu se poate. Nu putem să mergem înainte. Da, domnule deputat, eu sunt într-un totul de acord. Dar să se facă, domnule, odată. Nu numai să vorbim. Mă uit la podul ăla de la Grădiniștea și mi-aduc aminte de un senator Iliescu. Când o să ajung senator, prima problemă care o să o atac și o să o rezolv, uitați-vă la mine, eu o să rezolv podul de la Grădiniștea. Uite că mai are nițe și termină mandatul domnului senator Iliescu și podul de la Grădiniștea tot în capie. Da. De ce ți-asumi, dumneavoastră, asta nu înțeleg eu. De ce ți-asumi deci, niște lucruri pe care nu le poți controla? De senatorul Iliescu la vremea respectivă a spus adevărul. Adevărul la modul următor. Adică eu știu diligențele care s-au făcut la momentul respectiv pentru reparația acelui pod de la reparație. De fapt, trebuie schimbată calea ferată pe podul celălalt. Așa. S-au făcut la ministrul Ramon Amănescu, s-au făcut la ministrul dinainte, domnul Fenechiu, la toată lumea. Acum, din ce motive, la un moment dat, nu pot să bag mâna în foc, dar la un moment dat chiar s-a spus că este finanțat acest pod. Așa am auzit și noi în vară. Nu, în primăvară. Deci chiar este finanțat. Da. Care avea bani de la buget să se facă acest pod. Recunosc că în momentul de față chiar nu știu ce se întâmplă și de ce nu. Deci știu care studiu de fezabilitate. Nu știu care tot ce. Eu l-am dat exemplu pe domnul Iliescu. Am înțeles. Da, da. Interesează pe toată lumea podul. Da. Fiindcă ieri, de exemplu, trecea în calea ferată la Frasinu și m-am uitat că au ruginit liniile de cale ferată. Așa. Și vorbeam cu, am spus despre domnul senator Lucian Iliescu, ideea că dumnealui lui știa mai bine decât oricine că nu-și poate asuma acest lucru. Dumnealui lui putea să spun, în mandatul ăsta de senator am să mă bat și am să încerc. Acum este, cum să spun, vedeți? Pot să spun, pentru că este greșeala dumnealui. Nu era dumnealui factorul de decizie, factorul care să zică, da, domnule, de mâine mă duc acolo și zic începe și face spot.
De asta vroiam să vă spun. Și acum haideți ca deci să începem. Deci începutul, să știți că a fost factor de decizie și a făcut începutul. Am vorbit, da, când era ministru, când era secretar de stat în ministerul. După aceea n-am mai ținut. Da. Haideți că, uite, timpul a zburat și despre partidul nostru n-am vorbit deloc. Da. Este așa. Partidul meu. Este partidul la orice român care se înscrie în el. Nu, și crede în interesul național și în progresul României. Haideți, spuneți-le și telespectatorilor în ce stadiu vă aflați cu partidul acum. Cum ați reușit să-l mai dezvoltați, să vă creați structuri județene? Că nu văd eu că ați avut acum o creștere extraordinară la nivel județean prin fuziunea cu PPDD-ul. Nu, vă dați seama că deci creștere extraordinară nu avea cum să fie. Ce ați reușit să faceți un EPR-ul până acum, dacă ați reușit să vă faceți structuri organizatorice în tot am județul? Făcut, mai avem câteva de realizat, am trecut la pasul următor, organizațiile de femei, de tineret și de seniori în localități. N-am făcut foarte multe încă, știți foarte bine, e perioada de vară, perioada de concedii, marea majoritate nu sunt. O să începem în forță după 1 septembrie, când se termină perioada de concedii, poate chiar mai înainte. Asta nu înseamnă că acum stăm și așteptăm să vină Sfântul Duh. Știu că domnul general Luprea a dat un target la nivel național, da, un peste milion. Un milion de membri de partid cu carnet, nu simpatizant. Da, da. Credeți că îi puteți eu cred avea că da. La alegerile locale? Eu cred că da. Deci mi se pare mult un milion, dar am înțeles că deja aveți peste 500.000. Un milion de membri de partid înseamnă exact acei 10% care este, să-i spunem, targetul mai mult sau mai puțin al partidului. Da. Care nu este imposibil de realizat, decât că domnul general își dorește ca acest milion să fie membri de partid, adică membri cu acte regulă ai UNPR-ului. Da. Și să știți, vă mai spun ceva, că în genere verific fiecare membru, într-adevăr, să fie membru. Nu. Da, mai bine să mai puțin și bun și sigur decât da. Da, așa. Noi cu toții. Da. Domnul deputat, o întrebare așa. Am înțeles, prietenească, mulțumesc. Așa. Da. Cum credeți sau ce credeți dumneavoastră că ar trebui făcut ca oamenii să nu mai trăiască cu teama zilei de mâine? Așa, în două, trei cuvinte. Ce se mai poate face? Scurt. Nu. Vreau să fiți pragmatic, așa cum vă știu eu că sunteți. Să nu mai trăiască cu teama zilei de mâine. Nu știu. Deci, cred că asta e cea mai grea întrebare pe care poate să mi-o pună cineva. Teama zilei de mâine, deci deja sunt noțiuni multe, teamă. De ce să-ți fie teamă de ziua de mâine? Eu unul, nu neapărat că eu nu trăiesc cu asta, eu spun în felul următor. Deci, domne, astăzi s-a încheiat o zi, mâine începe altă zi. Trebuie să o iau de la început cu problemele care apar și care trebuie să le rezolv. Deci de ce să-mi fie teamă? E un singur lucru de care mi-e teamă. Și știți bine care este, că ne e teamă cu toți, la toți de el. Deci fiecare la rândul lui și ne e teamă de Dumnezeu, că e deasupra noastră. În rest, domnule, trebuie să continuăm, să muncim mai mult, să realizăm mai mult. Veți mai candida pentru mandat de parlamentar? Recunosc că nu m-am hotărât, dar cred că da, am să o fac. Bun, și dacă ați candida și ați fi opozantul meu, candidez și eu. Uite, m-am hotărât. Niciun fel de problemă. Țară liberă. Ce ați face dumneavoastră sau ce faceți ca să demonstrați oamenilor, ce le spuneți, că sunteți mai bun decât mine? Păi întâi și întâi le spune că n-am să-i mint niciodată. În al doilea rând, n-am să îmbârlic, deci de la unul la altul nu-mi stă în caracter, sunt lucruri care nu le-am făcut niciodată. N-am să fac promisiuni decât pe acelea pe care le pot ține, adică puține, dar pe alea le fac sigur, fiindcă ăsta mi-e obiceiul. Și altceva, ce să spun, depinde de oameni, depinde ce vor,
la acel candidat, depinde ce își doresc să realizeze pentru ei și măsura în care eu sau dumneavoastră putem să le îndeplinim acele gânduri, acele dorințe. Domnul deputat, nu rămâne decât să vă mulțumesc, nici nu așteptam să treacă timpul atât de repede, parcă a zburat. În final de emisiune, doresc încă o dată să-i rog pe toți cei care ne-au privit în seara aceasta să nu uite să caute pe internet și să citească confesiunile unui asasin economic. Veți găsi lucruri extrem de interesante și cu siguranță ne vom întâlni pe stradă și vom discuta pe această temă. Vreau să mulțumesc și eu pentru invitația dumneavoastră și a celor de la această televiziune și vroiam chiar să mai spun ceva, fiindcă e un subiect pe care nu l-ați abordat, domnul Mandu. Agricultura. Agricultura. Nu e emisiunea mea, domnule. Nu, agricultura făcând parte din viața acestui județ. Și vis-a-vis de acest lucru, cu toate că am fost și în emisiunea confratelui dumneavoastră, aș vrea să le spun agricultorilor din acest județ că săptămâna cealaltă, adică pe cât de luni într-o săptămână, nu știu data acum, va fi lansată și la Giurgiu o bursă electronică de cereale. De cereale. Interesant. La nivel național este o inițiativă a unui coleg UNEPR, Dei Alumița, a fost lansată la Călăraș și cu fonduri, că tot spuneați dumneavoastră, cu fonduri de la Banca Mondială, de la Banca Europeană și s-ar putea să mai facem câteva lucruri bune pentru agricultori și până la urmă pentru cetățenii județului și ai României. Este un lucru foarte bun. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția acordată. O seară bună și să ne vedem sănătoși vinerea viitoare la ora 21 la emisiunea Cronica Giurgiuveanu. Vă mulțumesc!